O mașină a ars complet la kilometrul 102 al autostrăzii A1, pe sensul de la București spre Pitești, în urma unui accident rutier. Șoferița aflată la volanul unui Opel a tras brusc de volan atunci când a fost forțată la rândul ei de o mașină care venea tare din spate și a dat fleșuri. Aceasta a intrat în mașina care mergea în fața ei cu aproximativ 90 de km la oră. Nu au fost răniți, doar femeia a suferit un atac de panică, dar a refuzat orice ajutor al cadrelor medicale de la Smurd. Incendiul a fost lichidat în aproximativ un sfert de oră de pompierii de la Bradu, iar autostrada a fost blocată pe un sens aproximativ o jumătate de oră. A existat și pericol de explozie, întrucât mașina femeii avea montată pe ea o instalație GPL.